strada Unirii nu a mai fost asfaltată de 6 ani. Odată cu partea carosabilă se va reabilita și parcarea din spatele unui bloc. Dacă astăzi traficul este întrerupt, mâine se va circula pe un singur sens. Săptămâna trecută s-a frezat, începe cu o frezare, după care se va așterne un strat de geocompozit antifisură și se vor face niște reparații, adică niște preluări de nivel cu ajutorul binderului. Pe stradă, pe partea carosabilă, vreau să specific faptul că nu s-a mai intervenit din anii 2008-2009. Vom încerca să terminăm astăzi, vineri, în 24 aprilie, cu o bandă, urmând ca mâine, 25 aprilie, sâmbătă, să dăm drumul la asfaltare pe cealaltă bandă, astfel încât banda asfaltată astăzi să servească circulației rutiere. Sâmbătă se va asfalta și parcarea de pe strada Teiului, așa că cetățenii sunt rugați să mute autoturismele pentru a face loc utilajelor.